Salutare! Azi avem un Dolmar PS45 din 2008, după cum se vede. Și am vrut să-i caut un furtun de alimentare. Pe original nu am găsit, nu se mai poate comanda. Așa că am luat de la un PS33. Sper să nu greșesc. Sau PS34, ceva de genul. Un aftermarket. Ceva mai lung, nu seamănă. Ce mă interesa este semene ca și ciupercă aici, ca și prindere. Pe rezervor. În rest, interiorul evident că va fi bine, exteriorul în schimb sunt ceva mai lungi cele două și adaptăm ceva. Deci n-aveți de ales, dacă aveți un model din ăsta, v-am zis pe origine, nu se poate comanda. Destul de ciudată construcția asta, să scoți rezervorul cu totul efectiv de aici, se poate observa. În fine, ăsta e rezervorul de benzină. Aici vine el mufat. Am vrut inițial să iau un alt furtun de la un alt model, un stil sau mă știu ce, și să-i măresc această gaură, dar unde să o mărești? Că ba scapă în jos, ba urcă pe peretele ăsta în sus. Deci e la fix aici. Așa că n-avem de ales. Evident că poziția corectă este indicată și de acest prag, acest perete. E ciuperca asta are o, mai bine așa să se vadă, are colții ăștia doi și vine aliniat ceva de genul. Și cam asta e. Hai să-l punem repede înapoi, să vedem ce face în interior. Avem să încercăm și o reparație, avem un alt furtun cu tot cu filtru căzut aici, dar evident că nu a dat rezultate. Montăm totul, vedem ce iese, cum iese. Cam astea fiind zise, ați văzut cum funcționează. Inițial n-am vrut să fac acest video, doar că m-am lovit de problema cu furtunul și am zis să vin în ajutorul celor care caută și nu găsesc.
Deci v-am zis, ea e PS45 și merge de la PS33. Și după vin niște denumiri cu niște sute în spate, 340 și așa mai departe, nu știu exact. Dar în fin, dacă căutați, găsiți. Efectiv, mai trebuie puțin tăiat din ele și se potrivesc. Sunt ceva mai lungi decât cele standard pentru drujba asta. E o problemă mare, după părerea mea, pentru că totuși e 2008 și nu găsim pe original. Dar asta e. Vă mulțumesc de vizionare, nu uitați să vă abonați și vă salut. La revedere!